Dragilor, și pentru că România este atât de frumoasă și este țara unde ne-am născut, mulți dintre noi și cei care în aceste momente stau, așa să spunem, la soarele Bulgariei sau la soarele Italiei, Spaniei sau Rusiei, pe unde mai sunteți dumneavoastră, vreau să vorbim puțin despre țara noastră. Avem nord, sud, vest, est și l-avem și pe domnul Doru Brătulescu, cel care vreau să ne ducă puțin acum în Dobrogea. V-am dat o transmisiune în direct. Nu este... Dobrogea, Tulcea, Sulina, locurile care, Doamne, ar trebui să aducă nu 10 turiști pe zi în România. Străini. Străini. Cel puțin. Da, dacă car și în spate, e bine. Dom'le, Dobrogea este un ținut foarte, foarte mișto. Mai ales că este alura de la turci, de la tătari, de la lipoveni, de la ucrainieni, și e o chestiune, o combinație de oameni care au, de macedoni, care au reușit să facă ceva și au reușit să facă foarte multe, mai ales vorbim de Delta, mai ales vorbim de Sfântul Gheorghe, unde sunt cei din neamul lui Haholz, care au fugit din Ucraina după ce a terminat Ecaterina cea Mare, le-a dat nana rău de tot și au terminat și au fugit și au venit pe la noi, până în Sfântul Gheorghe. Acolo se află ăștia, care știu să facă mâncărul alea din pește, borșurile alea care sunt originale. Sunt cei din Constanța, care încă mai sunt niște agii de alea care te duc cu gândul la ce a fost înainte, te mai duce cu gândul și la insula aia Dacaleh, care am înnecat-o, ca să facem, barajul, da? Și atunci are tot ce-i trebuie. Și mai e o chestiune care o are Dobrogea. Are marmura aia care e nemaipomenită și are niște munți care atestă de când suntem noi pe aici, cei mai vechi din țară. Nu mai vorbim de stațiuni care, în afară de Mamaia și, să zicem, cât de cât, dau un exemplu că acum se vinde litoralul pentru toți, Mamaia și Jupiter e foarte căutată, restul, nimic. Aici sunt probleme mari pe hotelărie, sunt probleme mari în sensul că n-avem nume. Nu ai să vezi tu că cineva știe de hotelul Păsărica, Vrăbiuța, nu, astea sunt chestii de plezneală, aici trebuie să intri cu un nume. Asta sunt de bede în acțiune doar. Da. Bine, da, da. Și de asta zic vis-a-vis de Dobrogea. Toată zona de acolo e chiar foarte, foarte grozavă. Chiar Topra Isar, unde apa se cară cu găleata. Cu găleata. Cu cobilița. Așa. Și e o zonă... Bun, ce pot să spun acum? Că dacă a picat în mâina nu știu cui, păi hai să vedem ce s-a întâmplat cu pârtia, cu partea asta de cum îi spune, de biciclete, de unde s-a făcut de la Vama Veche până aproape de Bulgari, o pistă de biciclete, pe care s-au investit foarte mulți bani, vreo 400.000 de euro, nu știu cât. A ajutat la ceva? Păi nu mai e. Bun, ce facem? Deci vorbesc de ceea ce putem face noi acum. Ce am putut face față de ce au făcut alții. Ce înseamnă pista de biciclete de la Mamaia? Nimeni nu ține cont de ea. Cu toate că amenda, dacă intri pe pista aia ca turist, e destul de mare, vreo 40 de milioane, din ce am înțeles eu, sau 4.000 de lei. Dar nu ține nimeni cont de ea. Bun, și dacă te duci și tu cu bicicleta, dacă vrei să vezi stațiunea, n-ai cum. Deci bani care s-au băgat și stai și gândești de ce. Du-te de aici până, uite, aproape de Dobrogea, să vezi săli de sport care sunt năpărdite de iarbă, adică iarba a depășit acoperișul. Deci... Nu trebuie să facem sport. Dar vreau să mă duc puțin către Tulcea, Sulina. Doamne, de ce trebuie să stau să mă chinuiesc? Așa. Să traversez cu o barcă, vai de sufletelul meu și de stomacul meu, și nu se face un pod, domnule, cât e? Cine are interesul să nu trec pe partea cealaltă decât cu barca? Barcagii. Hai să spun ceva. Noi am făcut podul ăla de la Cernavodă, care nu l-am făcut, okay. La Ohoho, de Angel Saligny, de o grămadă de vreme. Trecerea către... Așa, bun.
mergem la Giurgeni, unde-i făcut podul ăla și cred că l-am plătit de 20.000 de ori, mai ales în ultimul timp, pentru că trece o mașină mică, e 100 și ceva de mii de lei, 11 lei. Vine înapoi iar 11 lei. Deci mi se pare foarte mult pentru o mașină mică și mai ales, hai să fim serioși, când mașinile astea mici circulă și aia cu bani mulți și aia care n-au bani. Bun, vorbim de Brăila, unde trecem dincolo la De ce e musai să trecem Smurdan? Cu Bacu? Pentru de că... ce e musai? Eu vă întreb, de ce e musai? Cine are interes să se treacă numai cu Bacu? Pentru că nu se vrea să se facă un pod. Da, pentru cine că podul ar trebui făcut în felul următor, adică strâns 10-20 de inși care au bani, fac podul și aia 20 de inși după aia încasează. Dar investiția e pe termen foarte mare. Deci orice investiție, atenție, orice investiție în turism, nu mai știu ce, în infrastructură, este pe termen îndelungat. Și la noi, dacă se obișnuiește cu parastandărăt, nu mai merge. Și probabil că de-aia ne-am mărit și salariile, că nu mai avem de unde să luăm șpaga aia înapoi. Am înțeles. Deci, nu vă mai întreb, că văd că nu vreți să-mi răspundeți. Nu știu, mie mi se pare acolo o nebuloasă. Mi s-ar părea mult mai confortabil pentru un om în 2015 și la această oră să treacă destul de confortabil, nu să se urce într-o barcă în 2015 și să treacă malul pe partea cealaltă. Mi se pare deja ca dureros. Investiții, ca investiții în infrastructură. Iertați-mă, la cât s-a furat în România asta, ar putea să se facă un pod. Ca investiții în infrastructură, suntem pe poziția 127 în 141. Deci, practic, deci asta, asta înseamnă o investiție. Da. Nu știu, când ai fost ultima dată la Leningrad? Sankt Petersburg. Pe vremea când am început eu să cânt. Ți-ai pus problema vreodată de ce iau pod lângă pod? Pod lângă pod? Nu mi-am pus problema, pun problema acum, când mă chinuiesc. Aici degeaba, că problema asta degeaba o punem și mai punem și peste, Doamne ferește, cât mai trăim noi încolo. Deci nu. Deci nu pot rezolva problema aceasta cu dumneavoastră. Nu, n-ai cum să o rezolv cu mine, că nu s-a făcut podul la Vadupași. Toată lumea când înainte de alegeri se duce la pod la Vadupași. Mâine îl terminăm, mâine îl facem, mâine îl reparăm. Au trecut alegerile, clar. Nu, dar au trecut foarte mulți ani. Deci, înainte de alegeri, sunt atât de multe, sunt atât de multe promisiuni, e ca o basculantă plină, pe care după alegeri a trebuit să o descarci, nu? Și nu mai merge ăla. V-ați gândit vreodată așa să candidați, nu, apropo? Nu, că aș vrea să vă văd cum ați fi în campanie electorală. Nu, mă vezi om serios. Și basculanta aia, deci nu mai merge să o deschid așa și atunci am apuc cu lopata, știi, și dau două, trei lopeți. Și mă retrag. Am obosit. Da. Ei, am înțeles. Mergem în nordul țării. Unde avem? Mergem în nord și nordul ăla... Am luat-o invers, știți? Nu, nu are importanță, că tot la noi este. Dăm timpul înapoi. Ce vorbim despre nord? Vorbim și putem vorbi foarte mult timp. E păcat că... Câteva fragmente din păcat, zonele pe care, da, chiar e păcat să că noi avem vreo 8 sau 9 mănăstiri care au fost luate, sunt sub egida UNESCO și eu nu văd chestia asta că mi le întreține ăla și mi le face frumoase și mai știu ce degeaba. Adică să mă ierte Dumnezeu. Deci sunt 8 sau 9 care sunt intrate sub egida asta. Restul se întrețin, sunt unele care sunt sub UNESCO. Supraveghere, atentă. Supraveghere, cu nenorociri, cu belele. Eu nu văd să vină ăla să-mi țină alea pe moca. Deci nu văd. Sunt celelalte care vai de mama lor. Să întrețin cele cum pot, te duci acolo, cumperi o lumânare, îi dai bani, mai știu ce pe acolo. Dar zona aia de acolo, zona aia, începând de la Focșani încolo, să zicem, Piatra Neamț. E valorificată. Cât ajunge la Gura Humorului, merge la Câmpul Moldovenesc, mergem în partea alaltă la Vatra Dornei, este nemaipomenită. Dar dacă ne uităm în sus și vedem ce chelii sunt pe munții aia, ne apucă groaza. Deja mai ne întoarcem la Buzău. Deja ne apucă groaza. Am coborât de la de la Câmpul Moldovenesc, de la Vatra Dornei, am luat-o pe Valea Bistriței. Vreau să spun că m-am dat jos din mașină și mă uitam și mă închinam. Nu venea să cred ce văd. Deci, domnule, era ca o chestie, ca și cum te-ai tunde cu farfeca, cu mașina aia. Tu singur. Chel, da, da. Și mă uitam, mă zic, au nebunit ăștia. Deci, nu. Și atunci, acum e distrugere mare din ce am înțeles. Coborâm din nord spre centru, spre Brașov, în partea aia, la Costăvară. A terminat și pe aia. Da, terminat. Și-au terminat trasee turistice care erau internaționale, care se știau, erau pictate pe hartă. Cât timp dați ca să nu mai existe nimic? Cam cât timp alocați? Vreo 80 de ani.
anul, ca să nu mai, ca să nu mai fie nimic. Să lăsăm așa cum e acum, toată lumea să facă vrește în țara asta. Cam cât ar trebui? Nu știu. Dar, o săptămână. Nu, încă este. Încă este. E loc destul de mult. Adică pentru mai multe prostii. Pentru că, după părerea mea, tot ce s-a făcut vis-a-vis de natură, vis-a-vis de turism, vis-a-vis de delta, deci nu mai vorbim, că aia e o chestiune care mă doare, eu delta o cunosc ca pe buzunare, știu canalele ca pe străzi, eu nu știu străzile din Buzău, cum știu canalele de acolo. Și când vezi că acolo e nebunie, nenorocire, de dimineață până seara să trăgea cu pușca în tot ce mișcă, să tăia tot, și negândindu-se că copacii care sunt acolo întrețin solul ăla care e de 100 de ani. Deci un sol firav, un pământ nou. Deci nimeni nu s-a gândit la vreo, hai, să-i dăm drumul. Da. Și ce e mai trist, că nenorocirea asta s-a produs și cu ajutorul localnicilor, ne ținând cont că de fapt ei mănâncă și trăiesc de acolo. Pentru că foarte mulți s-au retras, pentru că foarte mulți și-au dat seama că micul Paris de altă dată deja... Dacă mergem și pe partea stângă, mergem și pe partea stângă, e o zonă nemaipomenită, o zonă frumoasă, are o infrastructură extraordinar de bine pusă la punct și construcțiile sunt altfel, deci sunt făcute după un program, sunt făcute după o arhitectură locală vis-a-vis de ce s-a întâmplat pe undeva pe în regat cu o arhitectură de asta de sticlă și mai știu ce, care stă lângă șindrilă, nu zic șiță. Problema e destul de... Adică nu trebuie neapărat să te urci într-un avion să vezi. E suficient să citești, e suficient să te plimbi chiar cu... E o bicicletă de la cap la coadă și îți trebuie vreo săptămână, două. Dar asta nu depinde de noi care am fost, de noi care vom fi. Depinde, de cei, care, depinde de cei care... Ne patronează. Sudul țării întotdeauna a avut o soartă mai... Mai vitregă din ceea ce... Mai vitregă datorită și climei și solului. Cu toate că, dacă zicem de lunga Dunării, cât ce producea și cum producea, perioada până la 89, nu ne vine să credem. Haideți să spun o chestiune simplă. Deci înainte de 89, când vreau noi, când nu vreau noi, produceam 32 de milioane de tone de cereale, din care 16 milioane de tone de cereale le dădeam la ruși, dar le dădeam în contrapartidă, adică la 16 milioane de tone de cereale ne dădeau 16 milioane de tone de minereu. Acest minereu întreținea nordul Moldovei, venea până în sud, în afară de faptul că întreținea și, adică ne întrețineau și șantierele navale care construiau nave. Aveam o siguranță. Da. Bun, asta e pentru sudul, da, asta e pentru sudul țării, da. Am închis cercul. Vreau să mă întorc la orașul unde ne-am născut. Doar trei ați reușit să scoateți, nu? Pe piață. Mai aveți? Nu știu timp dacă mai am, dar încerc. Sunt sigură că aveți. Incursiune în sectorul subcarpatic al Văii Buzăului. De ce ați vrut să faceți asta? E o colaborare cu cineva care și-a dat grad de profesor în geografie și... Era nevoie de informație. Normal că era nevoie de informație. Aici sunt informații punctate. Punctate despre Valea Buzăului. Pac. Mai relevantă este Valea Buzăului, acolo unde intervin deja documente pe fiecare localitate, intervin documente vechi. Și de ce ați intitulat-o Țipătul? Pentru că nu poți să plângi. Când țip te doare. Nu, eu cred că scap de anumite... Dar nu, răgnetul răgnești de nu știu ce, dar când țip te doare și durerea, nu poți să o tratezi în situația asta. Deci nu țip de altceva. Te-a înțepat tu, albină, te... Ce v-a înțepat pe dumneavoastră? Turismul. Credeți că se vor liniști apele? Și vom sta, hai să spunem, peste 10 ani, amândoi de vorbă, liniștiți aici la emisiunea Oameni. Nu știu, tot timpul m-am gândit că suntem probabil sub o conservare a cuiva. Pentru că nu pot să-mi explic cum, cu atât de mult potențial, noi nu putem să ieșim din nenorocirea asta. A ajuns să remarce postul secretar al Organizației Mondiale a Turismului că România, deci ăsta e remarca lui, deci nu e a mea, România, cu potențialul turistic care îl are, poate să trăiască bine, mersi. Și am zis așa, și am și scris pe undeva, dom'le, dacă ăsta, fostul secretar al lume, a zis că, deci în funcție de ce a văzut el, putem trăi bine, mersi.
din turismul ăsta, dar dacă vedea tot, eram sigur. Eu cred că el a văzut decât partea bună a lucrurilor. Nu, eram sigur că puteam să și creăm o bancă, să avem noi banii noștri să nu mai ducem la altul și cu mâna întinsă, din turism. Pentru că în România ar trebui să vândă turismul la kilometru pătrat, la metru. Doamne, pe kilometru pătrat de turism e îndai atât. Dacă știi ce să faci pe kilometrul ăla. Dar știi cum cred eu că suntem ca un glob mare de aur, un bulgăre compact de aur. În care aurul nu, și vreau să-l vând. Vreau să-l aurul vând. E globul, da, adică sunt... Da, și vreau să-l vând. Și eu zic, bă, tu ești sănătos, ce fac eu cu tona asta de glob? Deci da. Dăm o bucățică și atunci bucățica o vinzi imediat. Deci chiar dacă ai potențialul ăsta, trebuie să faci produsul. Și produsul nu are ce să-l facă. Pentru că în turism investiția este pe termen lung. Nimeni nu poate să bage acești bani. Mai bine îi bag într-o casă de aia de vreo nu știu câți kilometri pătrați, îi mai bagă nu știu ce bărci, îi mai bagă nu știu ce lac, îi mai duce pe ce bancă, pe Dubai sau pe Elveția. Deci de ce să fac eu ceva care să rămână? Nu. Trebuie să fac. Și cei care fac ceva să rămână sunt foarte puțini și își fac pentru ei. Ei, bun, de la țipătul de pe Valea Buzului trecem la țipătul în România și încheiem, dar vreau să vă mai invit la emisiune. Nu, aici am luat câteva chestiuni care sunt prioritare pentru... Și elementare pentru noi. Am început cu Delta, care este principalul obiectiv turistic care îl avem și care constituie într-adevăr o bucăție incomensurabilă. Și chiar dacă de 25 de ani de zile se scoate peștele ăla cu plase monofilament, cu curent electric, cu orice, încă mai ar fi variante de supraviețuire a Deltei. Dar trebuie să și vrea. Adică trebuie, n-am înțeles niciodată scopul unui guvernator al Deltei Dunăre. Nu l-am înțeles. Știu că a fost unul care vorbea aiurea și care pescuia cu plasă monofilament exact lângă pescari sau exact lângă polițiști de frontieră. Adică sunt niște chestiuni care nu le spun eu, le spun cei de acolo. Le spun cei de acolo care mănâncă scrumbia sau mănâncă plătica aia care și-o așează sub strașină ca să se usuce, o mănâncă iarna cu un pic de apă, tot din Dunăre și aia. Ca să poasă. Da, și el când bea apă din Dunărea aia, o bea cu o poftă, ne gândim că Dunărea e cum e acum. Acum. Deci el o bea cu poftă pentru că el e de acolo, trăiește acolo. Și atunci, care este... Cum poți să spui tu că Delta Dunării este o rezervație în condițiile în care tu vinzi din ea? Acum nici noi nu mai suntem ai noștri și nu trebuie să vă supărați, da, dar deci, de astea nu mai sunt prin atâta. Când mama și cu tata au murit, deci sunt singur, da. Noi trecem prin atâta. Vreau să vă mulțumesc și să știți că chiar plec zâmbăreață spre noua filmare și asta datorită faptului că am stat puțin de vorbă cu dumneavoastră și am dus oarece informații destul de sănătoase către cei care ne-au privit. Vreau să vă invit și la România, țara mea, și tot ne-am propus și să... vreau să continuăm, că aici nu e vorba numai de Delta, e vorba despre litoralul românesc, e vorba despre peșterile din România, principalele peșteri care le-am scos în evidență, pentru că dacă dai pământul la o parte... Găsești aur, ca așa se spune. Dacă dai pământul la o parte, vezi o altă lume. Și este o altă lume, o lume mirifică, o lume minunată. Dacă ajungi să vândă bucăți de stalactite, stalagmite la tarabă, îți dai seama că am și o chestie de aia. Trebuie să fim foarte bogați. Da. Așa. Și vorba despre turiști români, ce fac ei, cum se duc, cum ne reprezintă, clasificarea lor. Adică mai multe chestiuni legate tot de turism. Am scris și despre munți, despre păduri, despre voi. Una dintre cele mai frumoase voi, normal că e Valea Buzăului. Valea Buzăului, așa se spune. Așa, și e totuși destul de căutat, din ce am înțeles eu, pentru că, hai să spun ceva, nu e scrisă la comandă. Nu e scrisă ca așa ați vrut. Nu e scrisă la comandă să dea cineva niște bani. Am înțeles. Așa, e scrisă din suflet, e scrisă documentat. Deci nu e o carte ordonată de cineva. E o carte care mi-am ordonat-o eu. Da, și v-ați câștigat dreptul de a o scrie. Ultima întrebare. Corect. Și vreau să mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Zice... Unde ați vrea să beți mâine dimineață cafeaua? Unde aș vrea să o beau? Da. În gură. În ce loc al țării? Dar spus că la Dunăre. Nu în Dunăre. Eu am zis în gură. La Dunăre, da.
Vă mulțumesc. Eu oricum, acolo e o viață, o altă viață. Și de ce? Du-te când e supărată și te uiți la valurile unei ape. Și stai 5 minute. Nu mai spun nimic. Că și stai 5 minute și pleci altfel. Eram supărată după barca aceea, atât. Altfel de om. Altfel de om. Și stai de vorbă și cu tine singur, mai stai de vorbă, mai iese, mai apare câte o pasăre, mai vorbește și ea, mai vorbești și tu. Da. Aici, stăm cu imaginația aici, bine totuși, avem rămânem la serviciu. Televizioniști care îi vedem în fiecare seară, eu mă gândesc, mă frate, cum se dă voie de la servici? Da. Vreau că au și servici, da. Deci nu fraudează statul. Invitați-i cu dumneavoastră în Dunăre, nu la Dunăre, în Dunăre. Și o să fie. Mi-e teamă. Mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc invitatului meu, Doru Brătulescu, cu gândul la România noastră dragă și cu gândul, de ce să nu vă spun, cu dor așa în suflet de emisiunea România, țara mea. Am făcut așa o invitație specială domnului Doru Brătulescu. Cu siguranță vom face așa la pachet câteva emisiuni despre România noastră, pentru că ne stă foarte bine să fim români. Până săptămâna viitoare, să fiți oameni frumoși. Și vă mulțumesc frumos pentru invitație și de asemenea tuturor celor care s-au uitat la noi. Iar acum mergem la cafea.